Toți în direct și o dată întors și în direct mergem către un subiect extrem de tensionat. Oamenii se adună, ați văzut, în Piața Victoriei, protestând împotriva acestei legi a carantinării, împotriva acestei legi, protestând cu dinții, dar pe de altă parte, cu dinții în sensul că foarte feroce, dar pe de altă parte vedeți dumneavoastră că legea aceasta a fost corectată, a fost corectată în toate asprimile ei și, până la urmă, există în momentul de față această problemă, acest vid al revoltei publice, că tu trebuie să te revolti în continuare în Piața Victoriei, dar nu mai ai temeiul. Și atunci trebuie să găsești la legea asta niște mișchichițe. Am văzut pe domnul Pipă, dacă a găsit niște mișchichițe de asta avocățești, că domne, că n-a pus cutare, că n-a respectat nu știu ce principiu al bicameralității, al nu știu ce, a găsit niște mișchichițe, nu știu să vi le zic exact, ceva s-a găsit acolo. Temei pentru sesizarea CCR-ului. Foarte bine. Deci se merge mai departe cu CCR-ul. Da, bă, trebuie. Trebuie din nou. Dar am o întrebare. Copiii îți mai pot fi luați, că tu, fiind meserie cu trei copii, ești în temă. Da. Ți mai poate lua statul? Nu ți mai poate lua statul, decizi tu unde se duc, chiar la rude poți să ți trimiți dacă ai de cazul. Poți să ți trimiți și la prieteni. Și la prieteni. Am înțeles. Te mai poate ține legat de glie în spital dacă tu nu dorești? 48 de ore maxim ca să-ți facă niște mici verificări în privința simptomatologiei, că pe de o parte tu ai senzația că nu ești simptomatic, dar ele pot apărea simptomele. Deci în mare parte nu te mai poate ține legat de spitalul din România, care e discutabil. Da, aici am înțeles perfect. Știi că noi ne-am opus în această emisiune cu internarea obligatorie. Eu am spus mai departe, e dreptul omului să refuze tratamentul. Da. Unde mi se pare că îi se termină dreptul omului, când spune aș vrea să umblu un pic bolnav pe stradă și să dau și colo și colo. Acolo mi se pare că îi se cam termină drepturile. Că ce drepturile celuilalt, știi, și cam acolo se termină. Dar, concret, legea asta, care sigur a pornit prost. A pornit într-un mod atât de prost. Inexplicabil de prost, adică explicabil în sensul că mie ce explicație am dacă m-ați întrebat? Bă, dar ce-a vrut, mă, ăștia de la Partidul Național Liberal cu acest guvernul? Ce-a vrut, mă, guvernul cu legea asta bizară aruncată așa ca nu să... Nu se știe ce-a vrut. Nu se știe ce-a vrut, cine a vrut, deci, pare... Eu consider că mintea lor există această luptă, bă, cum să facem să ținem această pandemie la un nivel extrem de scăzut, ca să facem, doamne, iartă-mă, alegerile locale, parlamentare, să facem ce avem de făcut în anul acesta, să câștigăm puterea. Pentru că, pe de altă parte, asta e interesul, să trecem de pandemie, asta să facem alegeri. Și atunci au venit cu niște excese. Așa mi se pare, dacă ar fi să găsesc cu logică. Nu știu, Radu, mă gândesc, pare că au făcut legea asta atât de largă. Da. Încât se așteptau să mai strâmteze cineva. Pare că au zis, domne, așa se începe o negociere. Știi principiul ăla când îți dorești să crești taxele cu 5%? Anunți că vrei să le crești cu 10%. Vin niște oameni și spun, mai mult de 2% nu vom accepta și le spui, bine mă, nici ca mine, nici ca tine, hai 5%. Pare că așa a fost gândită legea asta. Au spus, deci copiii să poată fi luați de stat, dacă sunt minori și părinții sunt infectați. Să mergem mai departe chiar cu internarea obligatorie a tuturor suspecților de COVID. Și lumea a zis, sub nicio formă așa ceva. Și pare că au ajuns la forma asta rezonabilă în urma unei negocieri. Nu, eu spun, asta au vrut ei să obțină, au plusat cât au putut, că s-au gândit că opoziția va vrea să pară că face ceva și va trebui să taie de undeva. Că probabil în discuția cu PSD așa o stă lucrurile, PSD-ul, vino colege, îți va trece, dar trebuie să pară că am contribuit și eu cu ceva. Ori dacă apăreau cu o lege rezonabilă, o lege de bun simț, de unde? De unde să mai scoți eroism la PSD-și dacă n-au avut? Așa da, din atrocitatea legislativă pe care a produs-o guvernul, îi vezi pe PSD-și acum cu mânecile suflecate, transpirate, domne, că am tăiat din ea de gata, hai că se încadrează la drepturile omului. Păi da, muncit la... Asta e singura logică. Ne întoarcem la lege, dar până să ajungem la lege, să mergem la către cei care protestează împotriva legii și care se adună cu tot felul de amănunte, nu? Tot felul de chichițe avocățiști în piață, dar se adună și cu arsenal, se adună cu steaguri, cu tot ce se întâmplă, da? Bun, între timp înțeleg că au fost oprite mașini cu protestatari, că și asta e important, de către polițiști și de aici încolo s-a creat o întreagă teoria conspirației. Nu ne lasă să ajungem în Piața Victoriei și așa mai departe. Cred că avem steaguri. Ia, l-a deranjat pe domnul polițist că avem steaguri. Hai să vedem niște imagini și le comentăm acum. Pentru ce m-ați oprit în primul rând? Poftim? Mai spuneți o dată, pentru că filmează. În urmă te filmez. Arborați steagul României, dumneavoastră mă opriți? Ce fac? La Palatul Parlamentului, Parcul Izvor, intrarea Camerei Deputaților. Vă rog să-mi spuneți cum vă numiți. Agenție Chipsă Rog. Cum? Chipsă Rog.
depășiți gabaritul mașinii. Care gabarit, domnule? Adică să puneți orice lucru mai mult. Pă bune, dați-mi legea. Dați-mi legea. Deci vă dau pe public și vă acuz e pe public, e pe public, pentru bătaia de joc la adresa steagului României. Deci să vă bateți joc de steagul României. Da, poliția la. Bună ziua! Ce? Da, la mine? Am un mic speculeț la mașină agățat la fereastră. Și îmi spune că am dreptul să port steag la mașină. Nu, doamnă, nu vă spun că n-aveți voie să depășiți gabaritul mașinii. De ce? Da, îmi spune speculeț, clar. Deci trebuie să omologez steagul la rar. Un pic mai jos geamul ca să putem pleca. De sincer vă spun, nu sunteți român, atâta timp cât mă acuzați că am pus un steag al României. Vă dați seama că voi trezi oprobiu public, îți dați seama că eu am sculat un popor întreg, vă dați seama ce fac împotriva poliției. Nu, domnul a sculat un popor întreg. Da? Dumneavoastră ne acuzați că purtăm steagul României. Nu că așa vă luște, ia și acasă, stai liniștit. Da? Da, eu sunt Macedo Oldeangă. Ok, sigur că e siderant, încercam să înțeleg ce e în mintea polițistului când face așa ceva, e siderant, senzația care se creează este că, bă, sunt terminați ăștia în legătură cu mâna aceea de oameni care protestează în Piața Victoriei, e siderant pentru că nu face decât să dea apă la moară celor de acolo. Ce, care a fost rostul pentru care ai oprit că de 1 decembrie e plină țara de oameni cu steagul la steagul agățat de mașină, adică nu reușesc să înțeleg ce a fost în cap. Sper să scape mie ceva, poate scapă mie ceva. Ceva îmi scapă, că asta nu poate fi un temei de oprire a unei mașini, că avea un steag cu un tricolor. Nu poate fi. Nu poate. Nu poate fi și nici nu cred că poți depăși gabaritul mașinii atârnând un steag. Am mai pus un steag acolo. Jura un steag, era un steguleț. Tu îți dai seama că dacă depășești așa ușor gabaritul mașinii, te-ai dus să mâncini ora și la întoarcere nu mai poți, că prânzul ăla e mai greu decât steagul. Bă, ce bă, doamnă, dați-vă jos de la volan, de ce? Păi depășiți, plus că sună și rău, să-i spui, femei, haideți că a depășit depăși gabaritul mașinii. Bine că ești tu slim fit. Deci, îmi dau seama că, păi tu îți dai seama că, practic, toate mijloace de transport în comun de 1 decembrie depășesc gabaritul. Adică, n-are niciun sens. E ceva ce ne scapă din această înregistrare. Deci nu-mi dau seama ce, dar e ceva acolo. Deci clar nu poate fi... Bine, ar mai fi varianta care în care variantă, să alimentăm protestul ăsta în continuare cu abuzuri penibile care n-au niciun sens, ca să le dăm apă la moară oamenilor ăsta, ca să pare legitim în protest. Testul lor, ce treabă are steagul minte? Cu protestul? Bă, deci... Ce-ți treabă are steagul? Mergeau la protest oamenii ăștia. Păi și ce pare ce că, mă, steagul pare e să nu meargă, pare că ne deranja... Vreau să vă arătăm că ne deranjează foarte tare ce faceți, foarte tare, și găsim orice chichiță să vă oprim ca să... Mă, exact ca legea asta, mi se pare că exact ca legea asta. Pare că legea asta e făcută să alimenteze oamenii în piață corona sceptici care să consideră... Era contabă. Făcută. Păi asta ce era, ce e mintea acestui polițist, bă? Vreau să știu ce e sub cascheta aceea de polițist. Poate avea ceva, poate avea un far spart, poate, eu știu, poate consuma băuturi alcoolice la volan, că nu pot să cred că ești oprit doar pentru... Am văzut steagul ăsta și încotro mergi la prote. L-am auzit cu toții pe polițist argumentând în felul acesta. Ați depășit gabaritul mașinii cu stegulețul acela acolo pus. Adică oamenii buni, trăim într-o situație extrem de caragioasă. Adică, pe de-o parte, nu pot fi de acord cu... Adică, eu văd ce se întâmplă în Piața Victoriei și anume, văd niște oameni care caută într-una motive de nemulțumire, că nu mai e legea asta, erau nemulțumiți înainte de legea asta. Caută motive de nemulțumire ca să-și facă pe aceste nemulțumiri un partid să participe la niște alegeri, că asta e temeiul. Hai, două, doamne, că... Da, doamne, ne observă că liderii, mă rog, oamenii aia mai prezenți pe Facebook din rândul proteză, au toți aceeași imagine la poza de profil și au pus așa un chenar frumos cu partidulețul lor. Exact. N-ai observat? Deci despre asta e vorba. Și-au făcut Victoria un partid ce e atât de greu. Doamne, iartă! Și Cataram are un partid, de-aia s-au zis la Bărbulești acolo ca să și-l promoveze. Cataram, care e mare om de dreapta, și-a făcut un partid cu niște socialiști, care a făcut o uniune cu unul, Partidul Social, Partidul Social Democrat, dar ele de dreapta. Nu mai stăm, cu ce ai găsit, cu aia ai făcut. A, așa s-a făcut un partid de acolo. Pe partea stălaltă, ăștia au făcut un partid aici și se dau naționaliști. Domnule, uite ce naționaliști creștini. Păi ca să poți să extragi oamenii aceștia care nu mai sunt reprezentați. Nu înțeleg cum sunt ei naționaliști creștini,
când Biserica Ortodoxă are alt punct de vedere, Biserica Ortodoxă Română are alt punct de vedere față de ei. Ajunge și acolo. Adică nici Patriarhul Daniel e pe mână și ăsta cu ei, nu? Domne, cu Vela, cu ăștia, toți sunt o mare gregătură, uite așa sunt ei. Ce nu înțeleg eu? Să nu-și facă și o biserică paralelă. Hai, să mergem mai departe. Care-i temeiul până la urmă acestui protest? Că dacă stai să te uiți în România, în afară, că bănuiesc că nu sunt nemulțumit că nu s-au deschis restaurantele în interior, bănuiesc că nu asta-i temeiul. Păi altceva ce? Că bisericile sunt deschise la interior. Deci, în rest, deci ce? În România se trăiește într-un mod, chiar cu aceste îmbolnăviri așa, dom'le, se trăiește decent în această pandemie. Nu sunt încorsetați românii de această pandemie. Mă, care-i motivul? Ce aveți, mă, nene? Că înțeleg că duminică... Ce aveți, bă, nene? Ce e așa de groaznic ce vi se întâmplă? Ce e așa o situație cumplită ce vi se întâmplă? Am înțeles, legea aceea... Plângeau, mă, pe Facebook. Legea aceea a fost o atrocitate a mea. Da, dar legea aia sunt multe rezolvat. Proiecte. Ce mai este acum? Ce mai e? Că nu înțeleg. Bun, și acum sunt alimentați oamenii de acești... Dar, între timp, acea lege, ca să ajungă să se rezolve... Acea lege a fost votată. Senatul României aș spune aseară. Din nou, quasi unanimitate, dar de data asta, spre osebire de Camera Deputaților, au fost ceva mai mulți oameni care n-au susținut legea. Da. Dacă am fost o singură abținere la Camera Deputaților, pe Steluța Gustica Cătăniciu, așa o cheam, așa o numesc, da. În Senat lucrurile au stat diferit. Sunt mai mulți parlamentari care, repet, n-au susținut legea, unii au votat împotrivă. Unii s-au abținut. Și vreau să-i vedem, domne. Să știți și dumneavoastră cine sunt. Se vedem la sunt. Față pe cei care s-au abținut, cărora li s-a părut. Ca să vedeți și cine e pe zona asta. Deci avem Călin Popescu Tăriceanu, cunoașteți, da? Deci domnul Călin Popescu Tăriceanu nu este de acord cum era el, cu așa, această lege. A votat împotriva legii. Gata, că nu stă el. Orlando Teodorovic, care vă dați seama, s-a părut că nu și candidează la șefia PSD. O să vă spun o poveste, nu e o poveste, e o istorie, e o chestie adevărată cu domnul Teodorovic, de ce a votat el împotrivă. Mergem mai departe. Păi nu o zici acum? Nu, o zic la final. Okay. Emilia Arcan. Emilia Arcan, dânsa din Piatra Neamț, s-a muncit mult la imaginea ei de parlamentar, în sensul că domnul Arsene, tot ce a găsit femeie cu numele Arcan, a promovat în politică, e și doamna promovată senator. E și fiica fostă vicepreședinte la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, dânsa n-a mai în PSD zilele astea, e la Ponta pro-România, vă dați seama, da. Titus Corlățean, dacă ați mai pomenit așa ceva, iarăși, nu e de acord și votează împotriva legii de acord caratine. Cu colegii săi senatori, pentru că senatul este dominat de Partidul Social Democrat. Deci, practic, de acord. E o lege făcută sau refăcută de nu-i Partidul Social ceva. Democrat. Nu-i Titus Corlățean nu-i de acord. Nu-i de acord. Gabriel Leș, mă rog, aici. Na, ce să vă spun, a fost ministrul apărării, n-a rezolvat problema cu Steaua, dă-și dă cu părerea pe legea carantinei. Trecem mai departe la domnul Nicolae Moga și aici am să fac o punte cu domnul Teodorovici. Domnul Moga încă este senator al Partidului Social Democrat, aripa orlandistă a formațiunii. Vă amintesc că în urmă cu câteva săptămâni vorbeam despre cum amendează legea domnul Teodorovici în interesul deținătorilor de terase construite mai puțin legal la malul mării. Domnul Moga, dincolo de faptul că e deținătorul recordului la Minister Viteză, a stat vreo 6 ore ministru de interne la debutul cazului Caracal, e și senator de Constanța. Și mai mult decât senator de Constanța, dânsul ar dori să fie și în conducerea Partidului Social Democrat. Sursele noastre, extrem de bine informate ca întotdeauna, și asta s-a aprobat în ultimii 3 ani, ne informează că domnul Orlando Teodorovic l-a luat de mână pe Moga, i-a zis, spune-mi Eugen și pășește cu mine, Eugen simplu nu, președintele Eugen, că Orlando nu-i place să-i se spună, ideea e felul următor, Orlando vrea să fie președinte și a promis domnului Moga din aceste imagini că o să fie și el ceva acolo, știu dacă e chiar președinte executiv, prin vicepreședinte, dar ceva greu va fi în partid, motiv pentru care i-a cerut acum o dovadă de loialitate, să voteze cum votează el. Și a votat cum a votat Orlando. Motiv pentru care, iată domnul Moga, hai că ce s-a face? Blocat domnul Moga de 10 minute pe ecranul ăsta. Da, să se știe lumea ce-i cu domnul cine Moga. Domnul Emanuel Savin, un domn important în politica românească, un domn al lui Liviu Dragnea, a venit pe filiera Liviu Dragnea, a fost primar al Bușteniului. Ne aducem aminte că domnul Emanuel Savin a avut niște intervenții în această emisiune, a avut niște participări în această emisiune cu niște declarații teribile. În câte partide a fost, mă, Emanuel Savin? Repede. În toate. La UDMR nu l-au primit încă. S-a mers de colo până colo. Bun. Suțuianu, mai e iarăși ultimul senator care a votat împotrivă, dânsul pe filiera pro-România, ați înțeles, pontiștii sunt corona-sceptici. Bun, acestea fiind spuse, ei sunt cei care s-au opus acestei legi a carantinării, că până la urmă trebuie să ai un fel de a carantina niște oameni, a carantinii,
carantine, trebuie să carantinezi într-un fel oamenii, pentru că tu ne trebuie să-i supraveghezi într-un fel sau altul. Acum stăteam și mă gândeam că există acest fel al românului de a fi tot timpul în momentul de față nemulțumit și de a găsi într-una niște motive de nemulțumire și de angoastă în privința guvernării. De ce nu se poate așa ceva? Eu sunt de acord că poți fi nemulțumit. Dar ți se pare normal să-ți încordezi mușchi în partid pe o lege care vizează sănătatea publică? Uite ce-i ce Orlando. Dar totuși trebuie să existe un fel de supraveghere a oamenilor, pentru că am văzut că tu în momentul când faci o lege, o faci totuși să preîntâmpi niște pericole. Da. Am văzut că din punct de vedere al pericolului am văzut o stare de urgență. Dom'le, erau niște oameni care pur și simplu nu înțelegeau exact ce li se întâmplă. Ieșeau, făceau, drăgeau, se băteau. Deci era... populația romă, da, să începe. Nu generalizat. Nu generalizat, dar bătăliile de importante s-au dat în zona asta a romilor, da? Au fost și niște oameni în această etnie. Nu poți etnie. Să contezi pe capacitatea românului de rând de a estima pericolul și de a nu avea senzația că e un pic răcit și că este până la supermarket și mai departe. Uite, nici pe capacitatea unor senatori care au avut funcții de ministru nu pot să contez, pentru că domnul Teodorovi justifică în felul următor vot. Nu am fost și nici nu voi fi de acord cu așa ceva, eu am votat împotriva, scrie cu majuscule, mă rog, legii privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, pentru că nu vreau să-mi bat joc de noi toți și nu sunt de acord să fim tratați ca o masă de infractori infectați. Asta este explicația domnului Teodorov. Și dacă nu voia să-și bată joc de noi, n-a acceptat portofoliul ăla de la finanțe, domnul Buzăianu, că acolo s-a văzut bătaia de joc. Deci cum am zis, în final, să nu fim tratați ca o masă de infractori infectați. Dar niște infractori sănătoși putem fi. Dar ai niște infractori infectați, nu vrei. Vreau să vă ridic atenție în următoarea chestiune. Ia ridic-o. Nu care cumva există o problemă și în legătură cu etilotestul care se pune șoferilor? De ce totuși etilotestul blochează capacitatea după aia de a mai conduce? De ce ți se inhibă acest drept de a conduce mașina? După ce să zicem că n-ai trecut de testul ăsta, de cu aparatul etilotest, da? Ai fost găsit cu consum al... Beat la volan sau... Beat la volan. Nu știu dacă beat. Mă rog, ai consumat... Bă, dar nu e normal să fim tratați, mă, ca niște bețivi la volan, mă. De ce suntem tratați ca niște bețivi? De ce ni se pune acel aparat în timp ce conducem noaptea, să zicem, sau nu când se face cât un filtru de ăsta? De ce se pleacă de la premiza care? De ce nu e lăsat? Adică dreptul ăsta al omului totuși trebuie să înțelegem că prezumția. Se produce... Și într-o prezumția, mă, prezumția de abstinență de la alcool, de ce nu e luată în calcul? Chiar și în cazul oamenilor care pleacă de la club. Acolo putem porni de la prevenția. Haide mai bine să verificăm și să reparăm. Da. Aici ești tratat ca un infractor. Nu, aici ești tratat ca un om care se încordează să-i arate Luciolacu că a putut să întoarcă și el un vot sau două în Senatul României. Dacă din asta ți-ai găsit să faci, să te dai mare om politic. E tristuț, să mă exprim așa. Bun, acestea fiind spuse, rămânem în zona de protestatari, de meeting-uri de Piața Victoriei. Săptămâna aceasta am tot vorbit în legătură cu 10 august și felul în care s-a rezolvat acel protest, s-a vindecat acea rană prin faptul că s-a închis dosarul, s-a tras cortina. Și uite că între timp apare un interviu dat de un procuror militar, de domnul Bogdan Pârlog, la Hot News, mi se pare, nu? Și a spus niște lucruri interesante cum era el acolo. Deci domnul procuror militar Bogdan Pârlog e cel care a deschis acest dosar și l-a instrumentat până când l-a luat DICOT-ul sub aripa sa protectoare. Așa. Și face niște declarații pe care nu mă așteptam vreodată și o spun cu uimire să le aud de la un procuror încă activ. E și militar, procuror militar. Te așteptai la un procuror care s-a pensionat și atunci, de la paravanul unei pensii speciale, să aibă lejeritatea de a vorbi atât de deschis. Deci interviul ăsta acordat de Bogdan Pârlog este fascinant, din punctul meu de vedere. Am câteva informații pe care mi le-am notat. E un interviu destul de lung, nu o să-l difuzăm pe tot. Vreau câteva fraze din acest interviu cu care Bogdan Pârlog mi-a câștigat respectul. Mă rog, da. Momentan, că îți dai seama, te trezește mâine că face vreo, îl pierde și el. Dar am luat legătura cu domnul inspector general Buda, spune Bogdan Pârlog, și am discutat să ni se delege urgent 15 lucrători de poliție. Da. Au urmat presiuni pentru a nu ni se pune la dispoziție niciun lucrător de poliție. Ni s-a spus că doamna Carmen Dan s-ar opune delegării de lucrători de poliție. Ne-au transmis mai mulți polițiști. Cam peste o săptămână au venit lucrătorii de poliție direct la secție. Aproape imediat au început atacuri în presă împotriva mea, o presiune enormă. Seară de seară eram atacat la emisiuni într-o anumită parte a televiziunilor. Vă dați seama care. La momentul preluării dosarului erau cam 150 de persoane audiate. Asta spune despre cum a început instrumentarea dosarului. Și apoi
câte ceva despre complicitatea morală. Știți că am prezentat ieri cu un procurorul pensionat care a dispus clasarea în proporție covârșitoare a dosarului la DIICOT. Vorbea despre complicitatea morală a protestatarilor pașnici. Fiți atenți ce spune. Dom'le, la momentul la care s-a intrat în dispozitiv, mulți dintre jandarmi erau de 14-15 ore în uniformă. Nici ei nu erau în cea mai bună condiție fizică. Jandarmul simplu onest, majoritatea sunt de această factură, au fost și ei victime, ca și protestatarul onest. Erau undeva la 36-37 de grade. Oamenii care erau în piață, cum să se delimiteze? Față de cine? Orice persoană avea un câmp de 3-4 metri. La un moment dat are loc o mișcare în aproape câteva secunde. Un grup mic de persoane a antrenat o mișcare de translație a câtorva mii de demonstrați. Au început să alerge stânga-dreapta în perioada de început, când era piața relativ goală. O chestie ciudată. Poliția română nu a fost implicată. Ministerul a decis ca jandarmeria să fie preponderent cea care se va ocupa de desfășurarea mitingului. Deși există o structură a poliției care se ocupă de grupările violente. De obicei, la mitingurile mari, această structură era mobilizată. Nu s-au mai făcut filtre în avans de către poliție. Știți că noi vorbeam ieri despre posibilitatea ca cei violenți din piață să fie aduși dintr-o anumită zonă a poliției sau să existe o complicitate între stat, între autorități și cei violenți. Despre asta vorbește și procurorul militar. Nu s-au mai făcut filtre în avans de către poliție, astfel încât veneau grupuri compacte dinspre Ștefan cel Mare. Ce era și mai interesant, deși dispozitivul jandarmilor era în formă de U, cu spatele descoperit, aceștia veneau foarte cuminți prin spatele jandarmilor, domnul Buzăianu. 30-40 de oameni veniți compact, dacă intrau în forță prin spatele jandarmeriei, spărgeau dispozitivul și se termina povestea. Multe astfel de observații făcute de procurorul care a deschis dosarul 10 august care l-a instrumentat până să ajungă la DIICOT. Bogdan Pârlog este numele acestui procuror militar și extrem de curajos și cu școala făcută în mod serios. Cu școală. Noi am vorbit despre juriștii din această țară. Bogdan Pârlog e unul dintre juriștii adevărați din această țară, un procuror militar extrem de curajos. Găsiți interviul, sigur, pe Hot News. Da, mai rar așa ceva, sigur că trebuie semnalizat. Nu mai rar, dar dreptul la un procuror e reținut, pentru că e într-o funcție de asta publică de mare răspundere, să... te-a pus să faci observații. Are curaj și procuror militar, tot respectul. Ar trebui să fie reținuți alții. Bun, între timp, apropo de reținere, uite, ne-a reținut atenția un consilier local din Roșiorii de Vede. Ce se întâmplă? Se întâmplă că există niște reguli care nu sunt niște reguli pentru toți, sunt niște reguli doar pentru câțiva, unii dintre ei, pare așa ceva, mai știi cum era înainte, când, înainte de starea de urgență, a existat o stare intermediară stării de urgență, ironizată intens de opozanții guvernării, în care se făceau niște recomandări. Vă recomandăm să nu știu ce, vă recomandăm. Și erau niște ironii iscate de toată chestiunea aceasta, în sensul în care erau ironizați militarii, de exemplu, să trăiți recomandați. Uite, acum apar totuși aceste reguli, niște recomandări, pentru că avem de-a face cu un consilier local din Roșiorii de Vede, care și-a însurat fiul, s-a însurat ăsta micul al domnului primar, al consilierului, mă rog, local, așa, s-a însurat în plină pandemie. Sigur că te gândești că sunt niște reguli care funcționează în legătură cu această pandemie și aceste fericite evenimente pe care le și vedem în imagine acolo. Cert este că văd că, zic cei de la Liber în Telorman, că s-au strâns 600 de invitați. Mă, sunt nunți în afara pandemiei care nu strâng 600 de invitați. Pe 12 iulie a avut loc acest eveniment emoțional la salonul Prestige. Mă, se și numește într-un fel și se solicită. Te moment solicită. De prestigiu. Da, te solicită. Dar a fost și un test COVID la intrare? Era ca în cazul Grecia. Unei vacanțe în Grecia? Ca la culata. A fost, s-a creat așa o coadă ca la culata, la intrarea la nuntă? Nu s-a făcut testul, dar uite, că poate că e un s-a test. S-a mers nu e alt gen de test, adică mi se pare că e o alt gen de testare. Măcar e termometrizat un pic așa? Nu, dar e un alt gen de testare, Răzvan, testare ulterioară. Să vedem câți, că sigur avea vreunul dintre ei așa ceva, o să vedem dacă avea, dacă la vreo câteva zile distanță de la eveniment, ce să aibă? Vor apărea simptomele. Bănuiesc, cam asta e testarea. Hai să vedem dacă adunăm 600 de oameni. Pare că au fost testați financiar mai degrabă. Pare un experiment, așa, da. Am sunat-o pe Carmen Dumitrescu de la Liber între Roma, o avem? Nu, nu avem. O avem, o bună avem, seara. Hai să o salutăm. Bună seara, Carmen Dumitrescu, Liber între Roma. Tu ai documentat acest subiect emoționant. Ai participat la acest eveniment, să zicem, din postura de jurnalist de la distanță. Bună seara! Eu am aflat despre acest eveniment de la oamenii din Roșiori, nu de la autorități, așa cum ar fi fost firesc. Și asta da. M-a și deranjat, pentru că autoritățile ziceau că au auzit
de nuntă, dar n-au avut probe cu care să documenteze această situație, deși Facebook-ul era plin cu filmări de la nuntă. Și atunci mi s-a părut normal să scriu despre asta. Nu au fost 600 de persoane la nuntă, au fost 600 de invitații și au fost vreo 350 de persoane. Cât au fost? 350. 350, că vedeam că s-au trimis... A, 600 păi, de, invitații, da, nu de invitații. Pentru 300 nici nu se mai pune problema. Dacă știu că deci a fost 350. o nuntă restrânsă în familie. 350 de invitați, da. Dar ce mi se pare interesant, Carmen, din ce îmi spui, este faptul că ei nu au considerat că e o problemă. Adică ei au pus pozele, adică nu li s-a părut, ba, nu s-a părut că e ceva ce trebuie mușamalizat. Familia nu, familia care a organizat nunta a considerat că e o problemă la pe paginile lor de Facebook, n-am văzut nicio fotografie, atâta, da. Nimic, dar am văzut la invitați care nu prea s-au gândit că ar putea să fie consecințe. Aha. Invitații s-au simțit destul de bine furnizând aceste imagini. Sigur că te gândești că, bă, odată se însoară omul, pe de altă parte poți să-și amân. Dar se mai răzgândesc oamenii, te gândești. Hai să o facem, că cine știe cine știe cum se mai răzgândesc. Întrebarea e cât în darul de la nuntă se va duce pe amendă. Asta e întrebarea mea. Care sunt care e reacția autorităților la așa ceva? Autoritățile au promis astăzi, după ce eu le-am trimis filmările, pentru că fără să le trimis filmările nici nu mă credeau, mi-au promis că vor face verificări ulterioare și dacă cele sesizate de mine se confirmă, vor repartiza și niște amenzi. Bun, Carmen Dumitrescu, mulțumim pentru detalii. Deci, practic, s-au promis și niște amenzi, asta îmi place. S-au promis, e la nivel de promis. Până o să verificăm, intrăm, vedem și o să vedeți că o să dăm și niște mici amenzi. S-ar putea să dăm și mici amenzi. Sunt șanse mari să se ajungă și la mici amenzi. Sigur că, până la urmă, ideea este că, dom'le, regulile ar trebui să funcționeze peste tot. Că te gândești că... Am zis, am surat băiatul care... Un băiat poate care, nu știu, și așa mai departe. Mă, dar mai sunt și care se însoară. De ce trebuie ei să treacă pe niște restricții prin care omul ăsta să nu treacă și așa mai departe? Adică lucrurile trebuie să fie, în general, valabile pentru toată lumea. Dar, mai puțin pentru doamna Maria Grapini, care vine și explică faptul că susține doamna Maria Grapini legea aceasta, legea carantinării, da. Mie ridică semne de întrebare în privința legii carantinării. Abia acum mi se pare că lucrurile sunt suspecte în privința acestei legi. Tu ai senzația că Maria Grapini susține această lege? Trăiești cu această convingere? Hai să vedem ce zice doamna Maria Grapini. Eu îți spun că Maria Grapini nu se știe dacă susține sau nu susține această lege. Ar putea susține sau s-ar putea opune acestei legi, da? Dar nu este foarte clar, pentru că dacă îi citești un text, a postat un text kilometric pe Facebook. Pe Facebook. Hai să intrăm pe Facebook-ul doamnei Maria Grapini, ca să găsim acolo textul. Începi într-un fel și termin într-un alt fel. În schimb, în cazul doamnei Maria Grapini, știm că am văzut-o cu masca pe față, e trepusă invers, nu contează, dar era cu o mască pe față, dar am văzut-o și într-o relație contractuală cu unul dintre organizatorii protestelor coronascepticilor. Deci dânsa este și dimpotrivă. Da. Și are o postare minunată, publicată la începutul acestei zile, pe pagina sa de Facebook, o am chiar aici în față, o să vă citesc câte ceva din ea, că e frumoasă și stilistic, și apoi o să ajungem la ceea ce ne interesează cu adevărat. Bună dimineața! Să ne rugăm la Dumnezeu să nu ne îmbolnăvim. Deci până aici începe absolut firesc. Da. Și nu mă refer doar la COVID-19. Iată, extrapolează doamna Grapini. Oamenii, tot mai mulți, reclamă lipsa de acces la tratament, lipsa banilor pentru tratament, lipsa medicamentelor. Chestiuni mai degrabă generale. De aceste lucruri ar trebui să se ocupe orice guvern. Dreptul la sănătate e prevăzut în Constituție. Asta i-aș întreba pe domnul Arafat Tătar Orban. Tătar? Domnul Arafat Tătar Orban? Deja am început să o simțim ca fiind Maria Grapini. Vezi că e a treia, a patra postare de pe pagina. Hai să intre pe pagina Maria Grapini. Da, intrați și dați-mi jos. Și a șters postarea? Puneți fotografia. Ne gândeam că o să o șteargă. Puneți fotografia, indiferent de rezoluția la care e, că lumea are încredere în ce citim. De luni de zile, guvernanții se ocupă de câteva zeci de mii de oameni în detrimentul a milioane. Când cineva era depistat cu o boală infecțioasă, rujeolă, rubeolă, orion, hepatită, tuberculoză, etc., fără ca această lege, oamenii acceptau să fie internați, izolați, ba chiar cereau. De ce oare? Și dânsa continuă apoi vorbind despre lipsa de încredere. Ce mi se pare mie interesant la această postare, pe care noi o avem, au și colegi, dar înțeleg că e calitatea imagine.
Dați-o și la calitate proastă, să vadă lumea că a fost postarea pe pământ și că a fost ștersă între timp de doamna Grappini. Dânsa începe să ne spună că oamenii sunt îndreptățiți, domne, să nu creadă în coronavirus pentru că nu prezintă credibilitate autorității. Și pentru că nu sunt credibile autoritățile și oamenii sunt lepsiți de credință în boală. Asta e toată postarea. Dar bine, atunci eu merg pe varianta inversă. Dacă doamna Maria Grappini, care nu prezintă credibilitate, este sceptică, mie mi se par lucrurile clare, partea cealaltă. Băi, eu nici măcar nu am intrat pe fond, că dacă nu mă stârneai tu să vorbesc despre ce crede Maria Grappini, chiar nu mă interesa. Eu am vrut să citesc această postare pentru că dânsa vorbește de boli infecțioase. Da. Și le precizează, le nominalizează pe următoare. Ai auzit de rujeolă? Ai auzit de rubeolă? S-a auzit, da. Bă, da, de Orion ai auzit? Orion, nu știu dacă am auzit. Doamne, Constelația sau firma de electrocasnice? De ce să ne ferim mai degrabă? Sau de biscuiții cu nume similar, poate că a vrut, nu știu, ceva. Dai seama. Nu știu ce a vrut să zică, fericită autoare. Vedeți că sunt o serie de boli infecțioase care bântuie pe pământul ăsta. E și Orionul ăsta nenorocit. E Orionul ăla care se ferească Dumnezeu de Orion, că este cel mai greu de te răpune la pat. Doamne, da. Cred că vă gândeați la Orion. Dar eu zic mai bine să nu vă mai gândiți dumneavoastră. Lăsați-o așa. Lăsați-o, că are cine să se gândească. Ar fi domnul Arafat Tătar Orban. Acest domn, Arafat, îl știi pe domnul Arafat Tătar? Domnul Arafat, deci eu am mai auzit astea cu nume de familie mixte, că se căsătorește, își păstrează numele. Și am înțeles, dacă s-ar căsători domnul Arafat cu domnul Tătar, nu Tătar, Tătar, s-ar numi familia Arafat Tătar. Arafat Tătar. Dar înțeleg că l-au luat în această frumoasă uniune și pe Orban. Și avem această tripletă. Arafat-o tătară urbană. Domnul Arafat tătară urban. Frumos, sună rotund. Hai, Doamne, să luăm o scurtă pauză. Nu mai insistați cu postările, după că care... nu e limba română, prietenul dumneavoastră, doamnă. Lucrează împotriva dumneavoastră, doamna Grappini. Luăm o scurtă pauză, după care revenim cu insistențele. Și logică. Diferite. Dar e protestatarea aia care lucrează în favoarea ei. Pauză și ne întoarcem. De Facebook a emisiunii Bună România, unde un cetățean scrie așa: băi, băieților, sunteți foarte activi pe acest covrig. Știți că există acest fel de a ironiza COVID-ul, să vii cu niște glumițe, cu niște mici ironii fine, covrig. Știți pe cei care, domne, covrigul, așa mai departe. Asta este. De spitale nefăcute de 30 de ani vorbiți extrem de puțin. Totuși este intolerabil la acest nivel de prostie al acestui telespectator care vine și ne spune nouă că despre spitale vorbim extrem de puțin, despre spitale nefăcute de 30 de ani vorbim foarte puțin. Sigur că vorbim de 3 ani în această emisiune, nu putem să vorbim de 30 de ani care emisiunea are 3 ani, dar totuși în acești 3 ani, nu de puține ori, ba chiar de foarte multe ori am difuzat imagini în spitale, ba chiar am argumentat că este intolerabil să-l ții pe om obligat în spital, având în vedere halul în care arată spitale, ba chiar acum... În emisiunea aceasta am făcut acest comentariu. Și totuși este intolerabil de prost acest telespectator care vine și ne spune că... Nu, e intolerabil. Răzvan, este intolerabilă prostia aceasta... Nu, prostia, nu el. Prostia aceasta că noi nu vorbim despre spitale, dar vorbim despre acest covrig. De asemenea, mi se pare intolerabilă prostia aceasta legată de mirările în privința COVID-ului. În sensul care vorbește prea mult televiziunea de COVID-19. Prea vorbește... Ce să facem? În România, ca în toată lumea, tot ce se întâmplă are legătură cu acest COVID-19. Alegerile sunt făcute în funcție de numărul de cazuri. În general, tot ce se întâmplă în România în momentul de față, economia, e legătură cu acest COVID-19. Nu noi l-am inventat pe acesta, ci sigur că ar fi intolerabil din partea noastră să evităm subiectul, să părem că nu suntem în această chestiune, nu suntem în această problemă. Am părea în momentul respectiv în China, decembrie 2019, când se evita acest subiect, erau jurnaliști din China încercând să evite acest subiect, sau în Rusia, unde vezi toți, că Rusia e foarte apreciată pe unde, zona asta de coronascepticism. Unde toți cei care Belarus vorbeau... Dar tu ce faci? Stai să am plecat te de la, nu. Eu am plecat de la acest mesaj, dar să știi că sunt foarte mulți. E un curent. Hai să închidem geamul că e curent. S-a făcut curent cu prostia. Eu n-aș vrea să-i jignim și chiar nici tu nu vrei să-i jignești. Nu vreau. Nu ai jignit pe nimeni. A fost așa o... Ți-a ieșit un... Mi s-a părut totuși intolerabil această prostie. E poate intolerabil, dar nu l-aș cataloga prost nici pe domnul în cauză, nici alții, pentru pentru că vezi tu, eu nu știu dacă e vorba, eu nici măcar nu cred că e vorba de prostie. Există oameni care au văzut 45 de minute sau 15 minute sau 5 secunde de o emisiune și o cataloghează, cum era, de exemplu, un om acum câteva zile care avea senzația că nu vorbim destul despre PSD. Un alt domn avea senzația că nu vorbim despre PNL. Nu știu dacă câte emisiuni pot să vină cu arhiva și să demonstreze că nu cred că există partid înființat în această țară care să fi scăpat
criticilor acestei emisiuni. Nu există formațiune parlamentară, extraparlamentară, locală, eu nu știu. Ziceți-mi un partid de care o s-a vorbit în această... La un moment dat, tot în emisiunea asta, am luat la mână registrul partidelor politice și am vorbit despre partidele necunoscute, de care n-au auzit nimeni. Până și palele mă... Așa că eu mă distanțez de criticile. E ridicul, da. Bun, hai să mergem către subiectul următor. Nu sunt oameni răuvoitori, vor să te enerveze, vor să scoate cei mai rău din tine, domnul Guzean. Să-ți scoată cât un cuvânt de ăsta nefericit. Să mă scoată din joc, cam asta e ideea, da. Bun, hai să vedem, pentru că au apărut niște măsuri în legătură cu Biserica Ortodoxă Română, le vedem, le comentăm imediat. În continuare, pentru cei care merg la biserică, masca de protecție este obligatorie, au transmis reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române. Singurii care vor face excepție de la regulă sunt preoții și cântăreții. De altfel, în interiorul lăcașului de cult, oamenii trebuie să știe că pentru a se proteja de noul coronavirus, distanțarea fizică de minim 2 metri trebuie respectată, iar pentru cei care urmăresc slujba de afară, distanța trebuie să fie de cel puțin 1,5 metri. Lăcașurile de cult vor fi deschise pe tot parcursul săptămânii pentru a fi evitată aglomerația. Însă persoanele care sunt infectate cu noul coronavirus, care prezintă simptome de infecție, persoanele aflate în carantină, precum și persoanele care au avut contact cu o persoană infectată, nu pot intra în biserică și nici nu pot participa la vreo slujbă. De asemenea, nu este permis accesul în lăcașul de cult persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie, iar respectarea măsurilor impuse, spun reprezentanții bisericii, vor fi asigurate de către personalul angajat sau de către voluntari. Pentru a fi evitată intersectarea credincioșilor, acolo unde este posibil, ușa de intrare trebuie să fie diferită de cea de ieșire. Credincioșii trebuie să folosească soluțiile dezinfectante amplasate la intrare în biserici, iar lăcașul de cult, potrivit dispozițiilor autorităților, va fi aerisit la fiecare 4 ore. De altfel, pentru protejarea tuturor, obiectele liturgice vor fi dezinfectate atât înainte cât și după fiecare slujbă. Da, eu sunt de exemplu genul că ați văzut că îmi fac și multe păcate cu această emisiune, am acest obicei de a merge duminica la biserică și constat din postura omului care merge duminica la biserică, constat cu mirare și chiar cu consternare la cei care se opun, la coronasceptici aceștia despre care am tot vorbit zilele acestea, că s-au aventurat în proteste, în tot felul de evenimente genul acesta. Mă, ce de reproșat oamenilor răstorea? Că s-au deschis bisericile primele. Eu am fost la biserică exact când s-a deschis biserica și a fost printre primele. Înaintea molurilor s-au deschis biserici. Deci există această idee, am văzut-o, bine, spusă de Gigi Becali, pare... Păcănele s-au deschis înainte, poate, domnul Buzea. Poate părea în glumă, dar sigur că în mintea lor există această idee, că există ideea de a bloca bisericile. Nu, dimpotrivă, bisericile au fost deschise și a avut o atitudine, mă gândeam, și la înviere. Ai văzut câtă desfășoare de forțe ca să ia oamenii lumină de înviere. Ce aveți să le reproșați oamenilor ăsta? Mergeți la biserică, este tot un regulă, adică nu e nicio problemă legătură cu chestiunea aceasta. Bun. Mă rog, care este de fapt adevăratul sens al acestui comunicat? Știți, noi am discutat ieri, alaltăieri, mă rog, zilele trecute, despre profilul unor protestatari care se pretind naționaliști, dar văd că transmite aceleași mesaje cu propaganda rusească de la Sputnik. Îmi dau seama cât de patriot român poți fi când ești pe aceeași lungime de undă cu Sputnik. Așa. Și care, sigur că da, se afișează ba cu cetățenii în straie monahale, despre care despre unii dintre ei știm că nu mai fac parte din cler. Ba cu icoane, ba cu Biblia, ba și cu unii lucrători din zona IT, sectorul videochat, nu că ar fi ceva neregulă cu asta. De comunicatul ăsta, care sigur că da, nu vine cu nimic nou în spațiu public, e cu dedicație. Deci în momentul de față, Biserica Ortodoxă Română asta spune. Purtați mască, păstrați o distanță între voi, inclusiv în biserică. Și veniți și în timpul săptămânii, nu doar în weekend când se înghesuie toată lumea. De ce? Pentru că erau unii care lăsau senzația că vorbesc în numele bisericii. Și vine biserica și a vorbit în numele ei. Stați un pic așa, nu. Biserica Ortodoxă Română, iată, oficial, nu e coronasceptică. Hai să-i vedem. Dăm legătura coronașepticilor din piața Victoriei să vedem dacă mai pot pretinde că vorbesc în numele Bisericii Ortodoxe Române. Asta este. I-a lăsat un pic în offside pe oameni. Că nu poți, mă, să
pui monopol. Nu poți să pui monopol și pe naționalism și pe patriotism, mă rog, pentru mulți se identifică cele două concepte, și pe ortodoxie. Nu poți să le iei tu pe toate, ai făcut un monopol acolo. Și te-ai făcut un partid din acest monopol. Și ți-ai făcut tu un partiduleț, că de fapt asta e, că nu e vorba de vreo reformă spirituală acum. Ți-ai făcut un partiduleț cu doi avocăței, cu un președinte de scară de bloc și cu nu mai știu cine. Și gata, noi suntem și așa și așa. Noi îi reprezentăm pe aceștia. Bun. Ai înțeles? De asta a fost foarte binevenit comunicatul BOR de astăzi. Bravo. Hai, bun. Și până la urmă au dincolo de toate acestea, nu vreau să încheiem săptămâna fără să aruncăm un ochi peste un articol interesant iscat pe publicația Newsweek, pe care sigur o tot frecventăm din câte ați remarcat. Vlad Voiculescu, fostul ministru al sănătății în guvernul Cioloș, a fost anchetat și audiat în secret de DIICOT pentru dispariția unor documente secret de stat clasificate. Strict secret, mă rog, și secret de serviciu. Interesantă informația, nu? Venită pe, publicată de cei de la Newsweek. Nu știu dacă l-avem pe Petru Zoltan în direct. E cazul să-l sunăm pe Petru Zolta. De fapt, l-am sunat deja. Îi spunem bună seara lui Petru Zoltan, jurnalist Newsweek. Bună seara, Petru. Bună seara. Hai cu mai multe detalii, pentru că în momentul în care am citit ideile esențiale ale materialului, am simțit nevoia de lămuri. Cum adică a anchetat și audiat în secret de DIICOT, domnul Vlad Voiculescu? Dosarul a început în anul 2017, iar în 2019 a fost pus sub acuzare domnul Vlad Voiculescu. A fost audiat de două ori, dar nimeni nu a aflat despre aceste audieri făcute la sediul DIICOT. Dar ce este noi am încercat de-a lungul timpului să obținem informații și foarte, foarte greu ni s-au răspuns la cererile oficiale. E o procedură consacrată aceasta a audierilor în secret de către DIICOT? Sunt foarte multe cazuri în care se audiază în secret fără ca presa să afle și de obicei presa află. Și într-un final află. Bun, știm cum s-a soluționat aceasta sau cum s-a tranșat această investigație? Da, dosarul a fost clasat. A fost clasat. Iar domnul Vlad Voiculescu a fost scos de sub urmărire penală pentru că la sediul Ministerului Sănătății este o harababură în ceea ce privește documentele clasificate. Știm și ce care era natura acestor documente clasificate? Ce fel de documente clasificate ar fi dispărut? La un moment dat a raportat lipsa patru documente clasificate, unul de la CDI, dar au fost recuperate trei. În al patrulea, cel care îi se impută domnului Vlad Voiculescu, este vorba despre o informare venită de la DGIT către ministru, în care îl informa că urmează să aibă loc niște proteste la Bihor, la București, ale sindicaliștilor din sănătate. Aha. Foarte interesante informațiile acestea în legătură. Pare genul acela, cum îl imaginez așa, pare așa o nevinovăție, cum trece el pe acolo, pac, un document clasificat în brațe, așa pare Vlad Voiculescu, tipologia aia așa. Nu, eram pe aici, mă uitam, nu, pare genul acela care ar sustrage. Acum nu știm dacă se dispară documentele în timpul mandatului unui ministru, nu, nici măcar nu ne dă dreptul să presupunem că ministrul ar fi contribuit la dispariție. Ca glumă putem. Păi uite că vedem de la domnul Vlad Voiculescu următoarea reacție. Da. Consideră că dosarul reprezintă o răzbunare a fostului ministru Florian Bodog. Opa. Și a secretarului general al Ministerului Sănătății Florin Gabriel Pușcău, pe care l-a schimbat în funcție. Există și această linie de apărare emisă de domnul Voiculescu, nu? Există, într-adevăr, numai că domnul Bodog spune că l-a sunat. Da. Pe domnul Voiculescu să aducă documentele clasificate de acasă, ceea ce este o... Deci a zis să aducă, vină cu documentele alea secrete de acasă, nu le mai ține în bucătărie, că se pune praful pe ele. Da. Păi și a venit cu ele, nu știu cum să formulez. Avea documente secrete acasă sau nu? Avea documente secrete acasă pe care le-a predat ulterior Ministerului Sănătății. Păi că și măcar le ținea și el în sufragerie. Îți vin prietenii la tine. Acum cu pandemia asta mai puțin. Dar pe vremuri, o cafea, o ceva. Dacă vrei o revistă, după... nu, uite, mă uitam pe documentele astea secrete. Niște... De unde le? Da, la minister. Vă servesc cu niște documente clasificate? Parcă îl văd pe Vlad Voiculescu cu niște prieteni. Da, și explica domnul Vlad Voiculescu de ce avea documentele secrete pe măsuța de cafea? Acas. Pentru că era frică de scurgerile de informații din Ministerul Sănătății. Asta a fost justificarea dânsului. Ah, deci în sensul bun. Practic nu avea încredere în subalternii, nici măcar în cei care gestionează documentele secrete de la compartimentul documente secrete din cadrul Ministerului. Am înțeles. Dar e procedural să pleci cu ele acasă, ai tu grijă de ele? Nu, este infracțiune.
Deci nu e procedura să n-ai încredere. Păi și dacă e infracțiune și s-a stabilit că a plecat cu ele acasă, nu există nicio consecință firească a acestei încălcări a legii? În mod normal trebuia cel puțin o amendă, dar se pare că procurorul a considerat că nu e cazul. Da, l-a luat, e băia bun, bă. Lasă. Nici nu le-a citit, mă. Nici nu le-a citit. Nici nu le-a luat să le păzească. Se vedea pe el că nu s-a uitat pe ele. Deci se vedea pe ele. Mi s-a părut interesant să aibă o abordare similară guvernatorul Băncii Naționale, să considere că aur, rezerva în aur nu stă bine unde stă și să o ia la el, la Moșie, la Drăgășani. Dom'le, o țin la mine că n-am încredere cum e ținută de Banca Angliei, da, dom'le, sau clar, pe unde mai ține. Să nu mergem pe încredere, da. Așa ar fi, fiecare conducător de instituție să ia acasă. Să plece, uite, ministrul apărării, să plece Ciucă cu armamentul. Dom'le, nu-l l-aș lăsa în unitățile militare, că nu e sigur. Îl țin la mine în sufragerie, am două tancuri și trei antiaeriene. Rachetele alea de Patriot. Să le recatele Patriot, da. Țin și eu rachetele astea la mine, că le strică, fac dezastru cu ele. Parcă și da. E interesantă dezvăluirea, reamintim un material exclusiv Petru Zoltan în Newsweek cu privire la prezența în sufragerie sau cine știe în ce cameră. Unde puteți fi? Sufragerie, dormitor, unde baie, bucătărie. Dacă hol? N-a spus în ce cameră le ținea, nu? Probabil un birou de lucru. Are și un birou de lucru. Parcă îl și vă da mai asta aici. Asta e un lucru bun. Da, bun. Așa, pe post de biblioteca, arată bine documentele clasificate. Dă și bine un document. Arată bine, îți dă importanță, te pune într-o situație favorabilă, prestigioasă. Bine, Petru Zoltan, mulțumim pentru dezvăluiri, pentru acest material exclusiv, foarte interesant, îl găsiți publicat în Newsweek. Da. Păi noi ne găsiți luni aici. Ne găsiți cu ocazia zilei de luni aici, de la ora 18. Ar mai fi fost multe de spus. Ar mai fi fost, dar ne abține. Ne abține că deja am spus prea multe. Nu mai avem timp. Eu aș fi vrut să vorbim despre cum CFR Cluj înțeleg că va fi finanțată de guvernul Victor Orban. A cerut finanțarea de la guvernul Victor Orban și Victor Orban a zis bani ar fi. Nu, ca bani nu e nicio problemă. Dar trebuie să aveți jucători de etnie maghiară pe care să-i pot lua la Național, la Ungaria. E o chestiune foarte frumoasă pentru amatorii de sport, dar vă spun eu. Rămâne subiect și săptămâna viitoare, când ne revedem. Nu se rezolvă până săptămâna viitoare. Nu se rezolvă cu Liga întâi. Bine, luăm o scurtă pauză până luni, să aveți o Românie bună în continuare. Toate cele bune, weekend plăcut, ne revedem luni la ora 18, cum probabil știți deja.